Așa, dar dragi continuăm cu clasa 11. Și asimptote. Asta am făcut cu Andreea chestia asta. Și să reluăm încă o dată ca să ții și ție clar. Uite, noi am vorbit că atunci când se dă o funcție, se dă numai rețeta. F de x egal cu. Să zic, dau rețeta. 7x minus 1 supra 5x plus 2. Nu e suficient. Trebuie să știu și domeniul definiției. Da. Adică trebuie să știu mulțimea pe care tuturor elementelor cred că le pot găsi imagini. Da? Trebuie să știu toți, să aflu toți x și pentru care găsesc y și corespunzătoare. Și de ce? Oare putem găsi la funcție definită pe R ce părere are? Adică la toți X putem găsi imagini? Numitorul oricum trebuie să fie diferit de 0 cu fractie. Asta e primul lucru, da? Numitorul trebuie să fie diferit de 0. Deci dacă numitorul e 0, nu-i putem găsi. Un alt, și când este 0 numitorul? Dar la rulăm. 5x plus 2 egal cu 0. Rezultă x egal cu minus 2 pe 5. Deci imaginea lui minus 2 pe 5 nu o putem face. Da. De ce nu o putem face? Că dacă locuim, va fi numitorul 0 și împărțirea la 0 nu are rost. Deci îl dăm deoparte pe elementul minus 2 pe 5. Deci minus 2 pe 5 este dat deoparte. Cu valori, y care obținem sunt numere reale. Într-un moment tabelul de valori, pe linia asta găsesc și care sunt de la minus infinit la plus infinit, mai puțin ce element? Mai puțin minus 2 pe 5. Deci mai puțin elementul minus 2 pe 5. Unde punem bară pentru că nu se poate găsi imaginea. Da. Este element care nu este în domeniu. Și acum începe să dăm valori lui x pentru a găsi y. Y corespunzător. După rețeta ce? Da. Să zicem că x egal cu 0 până la. Pentru x egal cu 0, cât este y? Ia vezi. Minus 1 pe 2. Da, minus 1 pe 2. Vorbește, dă niște valori continuare. Da. Când x e 0, este minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Apoi. Când este, 2, când este 1, 1, este 6 pe 7. Ai zis 6 pe 7. Când x este 2, este 13 pe 12. De când x este 2, 2 este 13 pe 12. 13 pe 12. Când e 3, mai luăm așa. 20 pe 17. 20, ai zis, da? 20 pe 17. 20 pe 17. Și mai departe. Ei, cum se pare că sunt y și crescători sau descrescători? Păi 0 e minus 1 pe 2, vezi? Da. Negativ. Că urmă 6 pe 7. Crește. Care e 1 și ceva. De la negativ crește la pozitiv. Deci, așa sunt y. Oare cum o fie 6 pe 7 față 13 pe 12? Recomand. Hai să vedem. 6 pe 7 și vecinul său 13 pe 12. Ca să îi putem compara, trebuie să ajungem la aceeași numitor. Da. Și de aceea amplific aici cu 6, cu 12. Și ne coace cu 7.
ar veni ca de parcă aș spune 12 o 6 face 72 pe 84 84 și respectiv 27 81 nu, 7 ori 3, 21, 7 ori 7, 91. 91 pe 84. E care e mai mare? 13 pe 12. Adică ăsta, da? Da. Deci ăsta e mai mare. Adică crește în continuare, da? Da. Probabil că tot așa crește și la celălalt, nu are decât, nu are decât se compară. Și tot am vrea să continuăm și am vrea ca să vedem cam ce se întâmplă cu, cu Y care apar când X și tot cresc. Da. Da? Deci, dacă e 100, vezi cât ești mare, 700, 1 milion și așa mai departe. De ce ești nevoit să cercetezi, să te strădui să vezi, să constați cam ce se întâmplă cu Y-ii? Unde se tot cresc, e drept, tot cresc. Dar unde se duc ei? Spre cine? Care ar fi valoarea spre? De ce facem limite la plus infinit? Din motivul ăsta, că nu știu ce se întâmplă cu Y, ci câtă vreme X se duc spre plus infinit. Deci, iată de ce am făcut limită. Și acum zic, fac limită pentru X tind de la plus infinit din asta, din 7X minus 1 supra 5X plus 2 și egal cu. Deci, limită din f de X, adică da. F de X sunt Y, ce ce e? Deci, faci infinit pe infinit dacă locuim și ce facem noi la limita asta? Când este infinit pe infinit? Da. Dăm factor forțat. Factor forțat, pe X, nu? Da, pe X. Deci egal cu limita. Pentru X tind de la plus infinit, din X pe lângă, vorbește, te rog. X pe lângă 7. Da. Plus, minus, pardon. Minus, minus... 1 pe X. X. Și jos și X pe X lângă. X pe lângă 5. Da. Plus... 2 pe X. 2 pe X. X cu X se... Se simplifică. Iar 1 pe X duce spre cine? Spre 0. Și 2 pe X și el spre 0. 0 și rămâne 7 pe 5. La 7 pe 5 se duc. Da. Adică la 1 și ce mai fi acolo? La împărțirea. Da. Aceea. 1, 20 împărțit la 5, 4. 1,4. Da. Deci, lin la limite, când X și se duc în coace, Y-ii tot cresc până la cine? La 7 pe 5. La 7 pe 5. Când îți dă la limita la plus infinit o valoare finită, înseamnă că este asimptotă orizontală. Deci, în cazul ăsta, rezultă că Y egal cu Y-ul, că doar Y și am văzut noi, n-am văzut Y-ii. Y-ul egal cu 7 pe 5, 7 pe 5 este asimptotă orizontală. În paranteză, o dreaptă paralelă la axa Y-ilor, asta este, o dreaptă paralelă la axa Y-ilor, dusă pe la Y egal cu 7 pe 5. Dusă pe la Y egal cu 7 pe 5. O dreaptă paralelă cu axa X-ilor. Așa zic, o paralelă cu axa X-ilor. Dusă pe la Y egal cu 7 pe 5. Asta am văzut ce se întâmplă cu Y-ii spre plus infinit. Da? Deci, dacă vrei acum să ne imaginăm cam care este situația, am putea spune așa, că dacă luăm sistemul de axe și încercăm să reprezentăm perechile astea de puncte, am avea așa. Iată ce e situația. 0, X, Y. Și anume, când X-ul e 0, Y-ul e minus 1 pe 2, adică dacă luăm unitatea atâta, minus 1 pe 2 pe aici este, la jumătate. Deci ăsta ar fi un punct. Când X-ul e 1, Y-ul e 1. X1, 6 pe 7. Adică este 6 pe 7 înseamnă mai puțin de 1. Da. Dacă ar fi 7 pe 7. Deci dacă iau întregul, unitatea asta, tot așa,
și o parte în 7 părți. Iau numai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iau numai una. Și ăsta ar fi punctul. Numai 6 minute. Ăsta ar fi un punct. Deci cât x și merg de la 0 până la 1, y-ii sar de la minus 1 pe 2 până la 6 pe 7. Și atunci punctele astea din unul în altul, așa, dacă le-aș reprezenta pe toate, și desenează, uite așa, curba asta, așa. Așa ar fi. Când x-ul e 2, cât face? Când x-ul e 2? E 13 pe 12. Sare peste 1, puțin. Da. Sare peste 1 de puțin. Și când x-ul se duce foarte mult spre plus infinit, y este 7 pe 5. 7 pe 5 înseamnă un întreg și 40. Adică din al doilea întreg, nici jumătate nu atinge. Mai puțin de jumătate. Și pe aici ducem o dreaptă. O dreaptă spre plus infinit. Care spune așa. Cu cât x și se duc încolo, y se apropie de asta. Y sunt foarte aproape, dar sunt încă mai mici. Parcă s-ar confunda cu dreapta asta. Deci, cu cât mă duc încolo, se apropie foarte mult. Și atât de aici, de aici, ei continuă să crească, y-ii, uite așa, continuă să crească, până se apropie de dreapta asta din ce în ce mai mult. La un moment dat, la plus infinit, se confundă. Și iată că asimptota este această dreaptă y egal cu cât am zis, cu 7 pe 5, care e de mare folos pentru grafic. Că știm că ne apropiem din ce în ce mai mult, nu sărim deasupra. Deci nu putem să sărim cu graficul deasupra. Da. Pentru că abia o atinge la plus infinit, când x se duc la plus infinit. Deci este sub ea tot timpul. De aceea asimptota este o dreaptă care se calculează dacă am șansă să urm, dacă domeniul X și se duc spre plus infinit. Dacă ar fi fost un domeniu marginal, n-aveam ce căuta la plus infinit. Da? Bun. Deci cam așa arată cam așa arată pe porțiunea asta, de la 0 încolo. De la 0 încolo. Acum, încercăm să ne apropiem de minus 2 pe 5. Imediat putem împărți distanța asta în două. Ar fi minus 1 pe 5 aici. Deci minus 1 pe 5 ar fi în clipa asta. Adică, dacă e minus 2 pe 5, la jumătate, minus 1 5, da? Hai să facem f de minus 1 pe 5. Vedem cât ne dă. F de minus 1 pe 5 egal cu 7 ori minus 1 pe 5. 7 ori minus 1 pe 5. Minus 1. Minus 1. Supra 5 ori minus 1 pe 5 plus 2. Și egal cu minus 7 pe 5 minus, minus 7 pe 5 minus 1, da. Supra minus 5 pe 5 plus 2. Adică minus 1 5 pe 5 face 1, se simplifică. Da. Și rămâne minus 1 plus 2 și face minus 1 plus 2, 1. Și face calculul. Hai să aduc la aceeași mitor. Amplificăm cu 5, da. Și vine minus 7 minus 5 minus 12 pe 5. Face minus 12 pe 5, pe 5 și supra 1, nu? Da. Deci face minus 12 pe 5. Adică face minus 2 și ceva. Da. Că 12 împărțit la 5, nu? Da. Minus 2 și ceva. Ceva. Deci aici era minus 1 pe 2, acum e și mai mic. E minus 12 pe 5, da? Da. E mai mic. Scade. Deci când x-ul, cam care ar fi minus 2 cincime? Întregul ăsta îl împart în 5. 5. Și iau 2. Da? Și iau 2. Da? Tot așa de mare l-am luat.
Întregul ăsta anulat, împărțim în 5 cu 1, 2, 3, 4, 5. Și la minus 2 pe 5 nu există, pun o bară. De sus până jos. Duc o perpendiculară, că nu există pe aici. N-am voie să dau valoarea x egal cu minus 2 pe 5. Însă în minus 2, minus o cincime, ce y am găsit noi? În minus o cincime, am găsit minus 2 și ceva. Minus 1, minus 2, că, minus 12 pe cât, uite, minus 12 pe 5. 12 împărțit la 5 face de 2 ori, de 5, 10, 2,4. Minus 2,4. Deci minus 2 și ceva. Deci când x-ul este o jumătate a distanței acesteia, y-ul este cam aici. Deci ăsta ar fi punct al graficului. Și acum ar veni punctele, toate, toți x-ii dați de la 0 până la minus 1 pe 5, înseamnă că umplu foarte bine zona asta. Până am ajuns aici. Hai să mai dăm jumătatea jumătății. Adică jumătatea dintre minus 2 pe 5 și minus 1 pe 5. Cât ar fi oare? Merg mai în stânga. De la minus 1 pe 5 merg mai în stânga, scad minus 1 pe 10. Că e jumătatea unei cincimi. Jumătatea unei cincimi este 1 pe 10. Și face cât? Am dedicat aici cu 2. Și minus 2 și cu minus 3 pe 10. Minus 3 pe 10. Și facem acum f de minus 3 pe 10. F de minus 3 pe 10. Și este egal cu f de minus 3 pe 10 egal cu 7 ori minus 3 pe 10 minus 1 minus 1, totul supra 5 minus 3 pe 10 plus 2 plus 2 egal cu minus 21 pe 10 minus 21 pe 10 minus 1 minus 1 supra 5 cu 10 se simplifică și face 2. 2, da. Și minus 3 pe minus 2, 3 2 plus 2, nu? Da. Și egal cum? Amplificăm cu 10. Amplificăm cu 10, da. Minus 21 minus 10 minus 31. Minus 21 minus 10 minus 31 supra 10. Supra, simplificăm cu 2, ba da, cu 2. Și vine minus 3, minus 2, minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și egal mai departe cu, ai zis minus 31 pe 10. Pe 10 supra, minus 31 pe 10. Mulți cu? Mulți cu 2 pe minus 2. 2 pe? Minus 1. 2 pe minus 1, cu inversă, nu? Minus 2. Deci mulți cu minus 2 pe... Nu, e 2 pe minus 1. 2 pe minus 1. 2 pe minus 1. Nu e adevărat, că minus 3 plus 4... Minus 3 plus 2. Minus, minus 3 plus 4, că trebuie să amplificăm. Plus 4. Minus 3 plus 4, 1. 1. 1 pe 2. 1 pe 2. Pe 1 atunci, nu? Da. Simplificăm 10 cu 2 și face 5 și face minus 31 pe 5. Care face minus 6, virgulă. Minus 6, virgulă 2. Deci, când m-am dus aici mai aproape, de-am jumătățit spațiul ăsta, y-ul este minus 6 și ceva. Minus 2 era aici, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Și iată, ducem paralele. Și găsim punctul respectiv. Deci ne-am apropiat și mai mult, parcă, nu?
de dreapta asta. Dreapta asta verticală. Deci, uite, el se duce din ce în ce mai aproape. Gândim și mai mult, de ce trebuie să calculăm limita la stânga lui? Nu, la dreapta lui, cât este asta? X egal cu cât am zis noi, cu? Minus 5 pe 2. Deci, de ce la dreapta? Că venim cu X și din partea dreaptă. Da? Deci, de aceea, vrem să vedem ce se întâmplă cu Y-ii. Iată, ce-a făcut Y-ii? A fost minus 1 pe 2, minus 2 și ceva, minus 6 și ceva. Ce se întâmplă cu ei? Ce tendință au ei? Parcă să scadă continuu. Da. Deci, de aceea facem limită la... Limita la dreapta. Dreapta cui? Limita la dreapta lui minus 5 pe 2. Nu 5 pe 2. Minus 2 pe 5, atenție. E minus 2 pe 5. Limita la dreapta lui minus 2 pe 5. Egal cu. Limită. Pentru x tinde minus 2 pe 5. Dar fiindcă e la dreapta. Cum sunt x și x mai mare decât minus 2 pe 5. De acord? X mai mare ca minus 2 pe 5. Din cine? Din expresia din 7x minus 1, totul supra 5x plus 2. Și face, înlocuim, 7 ori cât? 7 ori minus 2 pe 5. 7 ori minus 2 pe 5 minus 1. 5 ori totul supra 5 ori minus 2 pe 5 plus 2. Plus 2. Și egal cu minus 14 pe 5 minus 1 totul supra 0. Dacă îmi facem 5 cu 5 se duce și vine minus 2 plus 2 fac 0. Dar ce fel de 0? Nu chiar 0, că nici nu s-o lipit. Nu chiar în punct suntem, ci vecini, mai în dreapta. Deci, nu știu, sunt numere pozitive sau negative aici? Din ce am văzut la numitor, totdeauna ne-a dat un număr pozitiv. Până la data trecută, veneam minus 3 plus 4. Deci pozitiv. Deci așteptăm să fie 0 pozitiv aici. Și ca să ne convingem și mai mult, facem tabelul de semn al lui 5x plus 2. Da, 5x. Da, x de la minus infinit la plus infinit. E vorba de 5x plus 2. 5x plus 2 se anulează în minus 2 pe 5. Deci în minus 2 pe 5 este 0. Minus 2 pe 5 este 0. Și la stânga punem semnul contrar. Adică dăm lui x o valoare... Să dăm fi 0, hai, când nimeni comun. Când x e 0 face plus, deci pe aici plus. Și partea asta minus. Și noi venim din dreapta, din partea asta. Deci ce fel de numere am în partea asta? Pozitiv. Supra 0, pozitiv. Și va face cât? Hai să vedem. Vine minus 14, minus 1, minus 5, ca după aceea ajutor, minus 19, supra 5, supra 0, pozitiv. Și face. Ca raport de semne, plus pe minus, un număr negativ pe unul pozitiv, negativ. Minus, nu? Minus. Și când împart un număr la unul foarte, foarte, foarte mic, știi cât îți dă? Ia să vedem. Deci dacă îl împărțim pe 5, zic și așa, 5, împărțim la 0,0000007. 0,1, hai să zic, unul foarte mic. E 0,0000001. Un număr foarte mic. Cât dă? Vine 5 împărțit la... Cât s-ar scrie asta? 1 supra cât de 0? Cât de 1 aici? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. 1 urmat de 7, 0. 2, 4, 6, 7. Și cum se mulțesc două fracții? 5 înmulțit cu a doua inversată. Inversată. 1 milion... Cu 10 milioane cât este aici. Da, 10 și face 5 ori 10 milioane, face 50 de milioane. Deci cu cât ăsta e mai mic, cu atât raportul fracției mai mare.
Deci aici va face din ce în ce un număr mai mare. Adică infinit. Și când fiecare minus în față, face minus infinit. Deci când x se apropie foarte, foarte, foarte mult, y se duc spre minus infinit. Se apropie de dreapta asta. În concluzie, limita la stânga lui minus 2 pe 5, pardon, la dreapta lui minus 2 pe 5, mi-a dat minus infinit. Da? Minus infinit. Deci, limita, uite, am făcut-o, limita la dreapta lui minus 2 pe 5 mi-a dat cât? Minus infinit. Și trecem în tabel aici, minus infinit. Și facem și limita acum, adică o să vedem cu x și când sar dincoace. Vor face limita la stânga lui minus 2 pe 5. Deci x-ul vor fi din mai mici decât minus 2 pe 5. Și zicem. Limită. Limită pentru x tinde la minus... Limita care este asta? La stânga, nu? Da, la stânga. Limita la stânga lui minus 2 pe 5 este egal cu limită pentru x tinde la minus 2 pe 5, dar x și cum sunt față de minus 2 pe 5? X și sunt mai mici decât minus 2 pe 5. Suntem din stânga. Din f de x și egal cu limită pentru x tinde la minus 2 pe 5 cu x mai mic decât minus 2 pe 5 din expresia lui f de x, adică din 7x plus 7x minus 1 supra 5x plus 2. Și cât face? Ia să vedem cât face. Face ca și mai înainte minus 19 pe 5 supra ce fel de 0 acum? Păi suntem în stânga lui minus 2 pe 5, în partea asta. Negativ. 0 negativ. Supra 0 negativ. Și cam mai departe cu minus pe minus la împărțire face plus. Plus. Și deci plus infinit. Și face plus infinit. Deci la dreapta face plus infinit. Plus infinit. Adică când am sărit în coace de cine? De minus 5 pe 2, y și sunt plus infinit. Deci nu ne va y și sunt. Deci pe acolo sunt y. Dacă se întâmplă că măcar una din limite laterale în jurul acestui punct să facă infinit, plus sau minus infinit, înseamnă că asta este asimptotă verticală. Deci notează-ți asta. Dacă cel puțin una din limitele laterale, da? Dacă cel puțin una din limitele laterale făcute, una din limitele laterale făcute în punctul scos din domeniul de definiție, uite pe ăsta care l-am scos, da? În punctul scos din domeniul de definiție, dacă cel puțin una este infinită, atunci x egal cu x0 acela scos, x egal cu x0, x egal cu, în cazul nostru, minus 2 pe 5, da? X egal cu x0, în paranteză cu minus 2 pe 5, cum este cazul nostru, este asimptotă verticală. Da? Aceasta este asimptotă verticală. În cazul nostru este verticală. Da. Doar că am două chiar. Deci în cazul nostru nu mai clar pe discuții. Deci am două sunt. Da? Amândouă sunt infinite. Înseamnă că x egal cu valoarea asta este asimptotă verticală. Ei, să vedem ce se întâmplă cu x și când se duce la minus infinit. Deci acum mă interesează când dau tot dau lui x valori spre minus infinit. De ce calculăm și limita la minus infinit? Dacă are rost, să zicem. Limită pentru x tinde la minus infinit din 7x minus 1 supra 5x plus 2 este egală cu
egală cu... Păi știu, scoate factor forțat, da? Egal tot cu 7 pe 5. Da, e tot. Da. Da? Va fi tot 7 pe 5. Deci când x se duc spre minus infinit, y și tot 7 pe 5. Fiindcă am constatat acest lucru, înseamnă că 7 pe 5 este asimptotă orizontală și spre plus și spre minus infinit. Deci asta se păstrează și spre minus infinit. Este aceeași valoare, sunt de plasă, e aceeași valoare. Și asta ne ajută foarte tare ca să trasăm graficul, iată aici, așa arată graficul, fiindcă dreptele acestea lipesc graficul. Sau apropii din ce mai mult. Și acum pe aici înseamnă că am găsit toate perechile. Așa arată graficul. Deci e foarte important să știi să trazi. Vezi, rolul asimptotelor este de a lipi graficul cât se poate de mult de dreptele acestea. Și îți oferă o șansă în plus pentru a găsi cât mai exact graficul. Deci nu se fac degeaba. În perspectiva asta va trebui să faci. Despre sfârșitul anului, va trebui să trasezi graficul oricărei funcții. Și acum ne pregătim în fiecare etapă să facem, ce am învățat? Am învățat să facem limite. Păi fără să știi să faci limite, înseamnă că nu știai să faci asimptotele acestea, nu le puteai găsi. Acum, ca aplicație, ca o să asimptotele. Deci vezi, în fiecare etapă facem câte ceva important. Obiectivul este acesta, să trasăm în final graficul funcției, îți dă și mai o funcție, găsești graficul. Adică, de fapt, mulțimea perechilor x și y, așa ai văzut, perechi x și y, care satisfac relația aceea. Y egal, în cazul nostru, cu 7x minus 1 supra 5x plus 2. Asta înseamnă asimptote. Și acum dăm unei ieșiții de ale tale, ca temă pe care le ai, să vedem, să calculăm asimptotele funcțiilor pe care le propui. Dar mie cu un exemplu, am discutat și acum iau când e treabă. Se consideră funcția f definită pe intervalul 0 plus infinit. Deci f definită pe 0 plus infinit. Cu valori în R. Da. Dată de f de x egal cu ln din x supra x. Ln logaritm natural, da. Ln. Ln, da. Logaritm natural din... din x supra x. Da. Supra x, să se determine ecuația asimptotei orizontale către plus infinit la graficul funcției. Deci asimptota orizontală spre plus infinit. Da. Faci limita la plus infinit chestia asta. Asta înseamnă. Are rost să fac la plus infinit? Da. Pentru că plus infinit este de aici. Dar nu este 0 închis, 0 deschis. Așa, că logaritmul nu are rost în 0. Deci facem limită pentru x tinde la plus infinit din f de x și egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din logaritm natural din x totul pe x. Și dacă înlocuim pe x cu infinit, infinit pe infinit, da? Ei, aici să știi că avem greutăți. Asta v-a dat ca temă? Da. Bravo, corect. Ce-a făcut doamna profesoară, că, sau profesorul, că voi nu aveți destul de informații aici. Cum să fac ca să te fac să înțelegi? Deci, logaritmul din x, totul pe x. Cât e limita asta? O să-ți
dau așa niște valori ușor, ușor, din aproape în aproape, să vedem, să simțim cam ce se întâmplă cu... Adică, practic, tot așa mă gândesc să folosesc tabelul de valori. X de data asta încep de la 0 la plus infinit. Problema să vedem ce fac Y. Și o să iau pe X egal cu Y. X egal cu Y. Eu ăsta știi cam cât este, cam ce valoare are. Știi? Ei 2,7185 puncte, puncte, multe de ceva. Așa. 2,7 să luăm noi. Aproximativ. Și acum zicem, să facem F de, hai să facem, pentru X egal cu Y, pentru X egal cu Y, rezultă că F de Y, imaginea, va fi logaritm natural din Y supra Y. Și logaritm din Y, știi cât este? Cât este logaritm în baza A din A? Logaritm în baza A din A. 1. Așa și aici. Logaritm natural are baza Y. Da. Și face 1 supra Y. Adică 1 supra 2,7. Aproximativ. 1 supra 2,7. Cam cât este? Destul de puțin, nu? Deci 1 supra 2,7. 1 pe I, hai să fim și mai riguroși. Deci 1 supra I deodată. Să dăm lui X valoare I pătrat. X egal cu I pătrat. I pătrat ar fi 2,7 ori 2,7 destul de urât. Face un număr 7, nu știu cât, sau 8, nu știu cât. Și să facem F de, pentru X egal cu Y pătrat, F de Y pătrat este egal cu logaritm natural din Y pătrat supra Y pătrat, care face? Conform proprietăți la logaritm, este în față 2-ul și face 2 logaritm din Y supra E pătrat și egal cu 2 supra E pătrat. Deci 2 supra E pătrat. Cum crezi tu că este 1 pe E față 2 supra E pătrat? Mai mic, mai mare? Mai mic. Adică avem de comparat acum pe 2 supra E pătrat, ai dreptate, față de 1 pe E. Ar trebui să, ca să apară E pătrat, trebuie să amplificăm asta cu E. Și ar fi echivalent, cum ar spune, că 2 pe E pătrat față de vecinul E pe E pătrat. Sigur că e mai mare asta. Da? Adică e mai mare 1 pe E. Și deci 1 supra 2 pe E pătrat e mai mic. Da? E mai mic. Deci parcă scade. 1 pe E, 2 pe E pătrat, 2 pe E pătrat, și așa mai departe. Dar hai să vedem, se dă și E la a treia. Deci X egal cu E la a treia. E la a treia. Atunci F de E la a treia, va face, trebuie să vorbești. F de E la a treia, egal cu... Logaritm natural. Din E la a treia. Da, din E la a treia, supra E la a treia. Se calcul. Este puterea în față. Devine 3. 3 supra... Logaritm supra E la a treia. Deci, pentru E la a treia, va face 3 supra E la a treia. Cum se pare 3 supra E la a treia? Tot mai mic. Tot mai mic. Da? Tot mai mic. Pe urmă, E la a patra va fi 4 pe E la a treia, E la a patra. Tot mai mic. Și din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic, se duc, dar tot timpul pozitiv este. Da. Se duce spre 0. Da? Se duce spre 0. Din ce în ce mai mici, pozitive, spre 0. E 0 și ceva, 0 și ceva, din ce în ce mai spre 0. Deci, limită pentru ce am avut eu aici, cât este limita asta? Egal cu 0. Când X se duc spre plus infinit,
Da? Limită pentru x din de la plus infinit, y-ii care apar, se duc spre 0. Asta, atâta pot să spun la nivelul la care ne aflăm, pentru că ghișițul nu a fost ales prea deștept. Deci e ghișițul mai dificil și la limit, la nevoile, la posibilitățile tale, mai greu se pot să fac înțeles. Hai să vedem un altul. Am de posibilitate ca informații, așa. Da. Altul, te rog. Se consideră f definită pe intervalul deschis 0 plus infinit. Deci f definită pe intervalul 0. Ai spus că apărând numai limita la plus infinit, asimptota la plus infinit, da? Care este asimptota? Y egal cu 0 este asimptota orizontală. Spre plus infinit, da? Da. Își fie funcția f definită pe? Intervalul deschis 0 plus infinit. Da. Mai puțin y. Deci f definită pe 0 plus infinit mai puțin elementul 0. Deci în domeniul scad pe y. Da. Pe y. Da. Cu valori în y. Având rețeta. F de x egal cu 1 plus logaritm natural din x supra 1 minus logaritm natural din x. 1 plus logaritm natural din x, totul supra 1 minus logaritm natural din x. Ce spune? Punctul A, să se găsească asimptota verticală la graficul funcției. Adică trebuie să facem limite laterale în jurul punctului scos din domeniu. În jurul punctului Y. Stânga-dreapta. Deci e vorba de a vedea dacă X egal cu Y este asimptotă verticală. Da? Asta ar fi întrebarea. Da. Adică facem limita la el ies în Y, el de în Y, limita la stânga și limita la dreapta în Y. Și vreau să văd dacă aceste limite sunt finite, infinite. Măcar una infinită. Măcar una. Și pornim. Hai să vedem. El ies în Y egal cu limită pentru x din de la y, x mai mic decât y, ca să evita asta, din ce ai dat acolo, 1 plus logaritm natural din x, totul supra 1 minus logaritm natural din x, și egal cu 1. Locuim pe x cu y, 1 și vine 1 plus, logaritm natural din y, supra 1 minus logaritm natural din y. Ce care face egal mai departe cu logaritmul din ei este 1, 1 plus 1 face 2, supra 1 minus 2 minus 1. 1 minus 1? 1 minus 1? 0. Da, acum trebuie ce fel de 0? Pozitiv sau negativ? De aceea facem semnul lui 1 minus logaritmul din x. Deci, deoparte, vom întocmi un tabel de valori pentru 1 minus logaritm natural din x. Da? X și de unde încep? S-a spus aici, în domeniul la 0, la plus infinit. Da? Și când este asta 0? Asta devine 0 pentru x egal cu y. Da. Eu e pe aici, e 2 și ceva. Eu este 2,7, de la 0 încolo. Și cât este, dacă mă găsi pe x cu y, vine logaritm din y face 1, 1 minus 1 face 0. Și acum dăm o valoare din intervalul de la 0 la 1. 0,5. Poate să fie și 1. Eu face 2 și ceva. 2,7, nu? Și aici este 1. Și cât face? Dacă locuim pe x cu 1, logaritm din 1
Ok, din 1. 0. Și 1 minus 0, 1 minus 0 face 1. Deci e un număr pozitiv este aici. Da? Este un număr pozitiv. Ți-o dat, ai spus 1. Dincolo va da negativ. Și noi suntem în ce parte a lui E? Stânga lui E. Și atunci ce, în stânga lui E ce fel de 0 are? 0 pozitiv. Deci pun aici 0 pozitiv. Și cât face acum? Plus este semnul că e plus pe plus și plus infinit. E ceva pe un număr pozitiv. Da? Dacă tot negativ pe pozitiv puneam semnul și face tot. Făcea infinit, dar minus infinit de părțile acestea. Iată că limita la stânga, am constatat că limita la stânga lui E este egal cu plus infinit. Se face și limita la dreapta. Limita la dreapta lui E egal cu limita x tinde la E, dar x mai mare decât E, din 1 plus logaritmul din x, totul supra 1 minus logaritmul din x, 2 supra 0 de care? 0 negativ. 2 supra 0 negativ. Și face? Minus infinit. Ce constatăm? Că limita la stânga este plus infinit, iar limita la dreapta din E este minus infinit. Și măcar una este infinită. Și atunci rezultă că de aici x egal cu E este asimptotă verticală. Deci dacă măcar una, cel puțin una este infinită, asimptotă verticală. Deci când zici să facem asimptotă verticală, trebuie să facem limita la stânga și la dreapta. Așa, mă, limita la stânga și la dreapta în punctul scos din domeniu. Da. Da? Asta trebuie să faci. Limita la stânga și la dreapta în punctul, în jurul punctului scos din domeniu. Da. Am mai ceva de la aici? Ce mai spune? Punctul B. Să se găsească ecuația asimptotei orizontale către plus infinit la graficul funcției. Asimptota orizontală? Orizontală. Da? Către plus infinit la graficul funcției. Așa. Deci asimptota orizontală să o cercetăm. Ori pentru asimptota orizontală calculăm limita la plus infinit. La plus îi cer el, da? Nici n-am putea calcula la minus. Nu e din domeniu. Da. Nu vedem minus infinit în domeniu. Și numai plus infinit. Deci ne ocupăm de limite pentru x tinde la plus infinit. Deci limit pentru x tinde la plus infinit. Din cine? Din 1 plus... Așa, din funcția aceea. Da. Adică trebuie să facem, să cercetăm ce fac y. Cât x și se duc la plus infinit, ce fac y? Care e tendința lor? Să apropie de cineva. Există o dreaptă. Asta e povestea. Deci ne ocupăm de limită pentru x tind de la plus infinit din 1 plus logaritmul din x totul supra 1 minus logaritmul din x. Nu de asta. Și dar mai departe. Că dacă locuim pe x cu infinit, ce se întâmplă? Infinit pe infinit și o operație fără sens. Și atunci scoatem un factor forța, știm. Nu mai putem scoate pe x, ci logaritmul forțat. Deci egal cu limită, de x din de la plus infinit, plus infinit din logaritmul din x, totul pe lângă. 1 pe logaritmul din x, nu că l-am scos pe asta, 1 pe logaritmul din x, plus 1, plus 1 în locul lui, deci plus 1. Supra logaritmul natural din x, 1 supra logaritmul natural din x, minus 1. Minus 1. Asta se simplifică. Da. 1 supra logaritmul natural din x. Se duce la 0. La fel și... Da? Și faci 1 pe minus 1 egal cu minus 1. Deci, faptul că ți-o dat valoare finită, înseamnă că x, y egal cu minus 1, acest y egal cu minus 1, este asimptotă orizontală, da?
asimptotă orizontală spre plus infinit, cum s-a cerut autor. Nici nu se punea problema spre minus infinit. N-aveam. Numai spre plus infinit. Da? Hai să vedem alt registru. Ca asta e azi, nu? Da. Bun. Alte funcții. E vorba de f de x egal. De funcția f definită pe r cu valor linear. F definită pe r cu valor linear. F de x egal cu x ori e la x. Așa. Să se găsească asimptotele la plus și minus infinit la graficul funcției. Bun. Asimptote la plus și minus infinit, da? Pentru asta începem. Fiind asimptote la plus și la minus infinit, dar e vorba de asimptotă orizontală. Deci asimptota orizontală. Cine este? Începem. Mai întâi spre plus infinit. Pentru asta facem limită pentru x tinde la plus infinit din x ori e la x. Asta e, așa mi-a spus, x ori e la x. Și cât face? Infinit ori e la infinit, ori e la infinit, care face infinit, infinit ori infinit face infinit, plus infinit. Din conținutul meu dat plus infinit, înseamnă că nu există asimptotă orizontală. Trebuia să fie infinită. Mai înainte știi când ne-a dat. Minus 1. Atunci am scris asimptotă orizontală. Aici, când ne-a dat infinit, rezultă nu există asimptotă orizontală. Nu există. Sau există tăiat, nu? Nu există asimptotă orizontală spre plus infinit. Nu avem asimptotă orizontală spre plus infinit. Și dacă nu avem spre plus infinit, să încercăm spre minus infinit atunci. Nu știu, să vedem. Dar spre minus infinit. O fi, de ce începem? Limită pentru x tinde la minus infinit. X ori e la minus infinit. E la x. X ori e la x. E egal cu. Egal cu infinit ori e. Egal cu minus infinit. Infinit ori e la minus infinit. Da, infinit ori e la minus infinit și egal cu. Minus infinit. Nu te grăbi. E la minus infinit. Cum se scrie e la minus 2? E la minus 2 egal cu 1 supra e la 2. Așa și e la minus infinit va fi 1 supra e la infinit. Deci egal cu minus infinit ăsta din față. Ori 1 supra e la infinit. E la plus infinit, că a fost minus, dar a dus jos. E egal mai departe cu minus infinit ori 1 supra e la infinit cât face? Adică e la a doua, e la a treia, e la a patra, e la a cincea. Eu e 2 și ceva. Face din ce în ce mai mare. Da? Face infinit. 1 pe infinit. Și egal mai departe. 1 supra infinit este 0. Da. Face minus infinit ori 0. Care e operație fără sens. Nu pot răspunde aici. Este o nedeterminare. Deci x ori e la x este un necaz foarte mare. De aceea, în fața unei astfel de exercițiu, trebuie să găsesc o idee încât să pot să-ți arăt care este răspunsul. Deci, atenție că este un necaz, sau altfel spus, dacă mulțeam, venea infinit pe infinit. Operație fără sens. Iar și. Spuneam că, nu știu cum le-a ales doamna profesoară, dar le ales pe cele mai ciudate. Adică nu de acestea la nivelul vostru. N-am decât varianta aceea să iau valorile Y, să cercetăm ușor, ușor, să vedem ce se întâmplă
când X și se duc spre minus infinit cu funcția asta. Deci pe asta trebuie să o luăm. Și n-am decât varianta, spuneam, cu cercetarea pe tabel. Să vedem tendința pe care o manifestă. Așa că mă apuc de treaba asta, deși nu am chef, dar n-am un control, n-am altă modalitate pentru nivelul vostru. Așa. Deci e vorba de X și de la minus infinit. Cât e ceasul? 10 fără 20. La cât aveți tu? La 10? La 10 și 1 sfert. 10 și 1 sfert. Bun. Sperăm că termină. Deci de la minus infinit la plus infinit. Și încep să-i dau lui X valori, așa cum spuneam mai devreme. Pentru X egal cu 0, cât ar fi? 0 ori e la 0. 0. F de 0. Deci F de 0 ar fi egal cu 0 ori e la 0. Era e la 0 face 1, 0 ori 1 face 0. Deci 0 este 0. În minus 1. F de minus 1 egal cu minus 1 ori log natural din 1. Minus 1 ori log natural din 1. Log din 1 este 0. Și minus 1 ori 0, 0 face tot 0. Log natural din, din... Nu log din 1 minus 1, am greșit. Este vorba de F-ul care arată altfel. Mă gândeam la altceva. F de minus 1 egal cu minus 1 ori e la minus 1. Minus 1 ori e la minus 1. Așa era X ori e la X. Minus 1 ori e la minus 1. Și egal mai departe cu minus 1 supra e la întâia. Și face minus 1 pe e. Deci în dreptul minus 1 face minus 1 pe e. Minus 1 supra e. Minus 2. Face minus 2 pe e la a doua. Minus 2 pe e la a doua. În minus 3. Minus 3 pe e la a treia. Și mai departe. Dar eu ăsta, dacă crește, e mare din ce în ce. Și un număr împărțit la unul foarte mare face 0. Deci se vede că se duce spre cine? Spre 0. Y-ii se duc spre 0. Deci la limita asta să răspund și eu așa. Din tabel am văzut că limită pentru x tinde la minus infinit din x ori e la x. Asta era funcția. Egal cu 0. Și din făcut o valoare finită, rezultă că y egal cu 0, adică valoarea asta, este asimptota orizontală spre minus infinit. Deci este asimptota orizontală spre minus infinit. Din păcate, repet, nu au fost alese registre corecte, ci au fost destul de dure așa față din posibilitățile voastre. Astea mai târziu să fac asimptotele astea, când ai niște instrumente, ai L'Hôpital, ai acolo o serie de chestii. Da. Mai ai altceva? Un exercițiu. Hai. Se dă funcția f definită pe f, mai puțin minus 1, cu valori în f, dată de f de x egal cu... Deci o funcție. Dați complicat sonor și s-a fi întâmplat. O baterie a căzut.
șef de veniță pe ieri, mai puțin 1, nu? Minus 1. Mai puțin minus 1. Ieri definită pe ier, mai puțin ieri pentru minus 1. Cu valori în ier. Da. Având de rețeta, ier de x. AX pătrat plus BX plus C. AX pătrat plus BX plus C. Supra X plus 1. Da. Să se găsească ABC, ce aparțin lui ier, astfel încât graficul funcției să admită asimptota oblică în plus infinit de ecuație y egal cu x plus 2 și să conțină punctul de coordonate a 1, 1 pe 2. Da. Fără sună, fără să nu? Da. Deci, se dă funcția așa asta, în care avem trei parametri, A, B și C. Da. Cine sunt acești parametri? A egal cu cine? B egal cu cine? C egal cu cine? Cine sunt parametrii? Așa încât graficul lui F admite asimptota ta oblică, oblică de ecuație Y egal cu Y egal cu X plus 2. X plus 2. Și, și graficul trece prin punctul de coordonate. A, de coordonate 1 și 1 pe 2. 1 și 1 pe 2 aparține graficului, graficului lui ea. Ei, faptul că un punct este pe un grafic înseamnă că coordonatele sale verifică ecuația drepte. Deci, faptul că punctul acela mare aparține graficului, înseamnă că în loc de x, x-ul este cât? X-ul este 1 și y este 1 pe 2. Deci, să zicem și noi asta. Deci, faptul că a de coordonate 1 și 1 pe 2 aparține graficului f, este echivalent cu a spune că x-ul este egal cu 1 și y egal cu 1 pe 2. Și atunci relația devine. În relația C, unde y punem 1 pe 2 și o să avem 1 pe 2 este egal cu lin de fracții a ori 1 a ori 1 a a ori 1 la pătrat da. A plus b ori 1 b plus c, supra 1 plus 1, 2. Da? 2 cu 2 este același lucru, este echivalent cu a spune că am o relație, numitorul fiind același, vine a plus b plus c, este egal cu 1. O primă relație între a, b și c. Mai trebuie două. Asta e un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Ei, faptul că avem ecuația Y egal cu MX, știu așa că asimptota oblică este de tipul Y egal cu MX plus M, unde M este egal cu limită pentru X tind de la plus infinit, plus minus infinit, plus minus infinit din F de X pe X. Așa viziota, nu? Deci M e limitul pentru x la plus minus infinit f de x pe x, iar n-ul egal cu limită pentru x tind de la plus minus infinit din f de x minus m x. Noi, nouă ni se dă ecuația y egal cu cine zice acolo? Y egal cu x, 1 ori x plus 2. Deci y egal cu 1 ori x plus 2. Ce înseamnă de aici? Că m este 1 și m egal cu 2. Deci autorul ne dă informația. M egal cu 2 și m egal cu 1 și m egal cu 2. M egal cu 1 și m egal cu 2. Asta înseamnă că eu calculez limita aceea și egal mai departe cu limită pentru x tind de la plus infinit din f de x pe x, adică cine este f de x?
asta de aici. Da. Deci vine ax pătrat plus bx plus c supra x plus 1 și supra x vine x pe lângă x plus 1. Că x-ul ăsta era la numitor și vine la pe lângă numitorul de aici. X pe lângă x plus 1. Deci egal mai departe cu limită. Pentru x tinde la plus minus infinit din ax pătrat plus bx plus c supra x, ori x face x pătrat plus x. X pătrat plus x. Și gradele fiind egale, la plus minus infinit se poate factor forțat, x pătrat de sus și x pătrat de jos, o să avem limită, te rog. Limită pentru x tinde la plus minus infinit, din x pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă a supra x. A plus, a plus b supra x, că x pătrat la da, da. A plus, a plus b supra x plus c supra x. Pătrat. Da, că aici ai avut ori x, de ce rămas supra x? Da, da. Din coace vine x pătrat pe lângă cine? X pătrat pe lângă x. Nu mai este x, că l-ai scos pe x pătrat. Deci, rămâne 1. Rămâne 1, da. 1 plus? 1 plus x supra... x pătrat, adică 1 pe x. 1 pe x. Da? 1 pe x. Și acum ăsta duce la 0, ăsta duce la 0, la 0, x pătrat cu x pătrat simplifică și face a. Deci limita este a. Dar cât este m-ul dat? Deci m-ul mi-a dat a. Am găsit că m egal cu a. M egal cu limita asta, a. Dar în problemă m egal cu cine? M egal deja cu 1. Adică de aici rezultă că a egal cu 1. Da? A-ul este 1. Bun. N-ul cine este? N-ul este formulă. N egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x, adică din cine? Ax pătrat. Dar pe al știm. 1. Deci vine x pătrat plus bx plus c supra x plus 1 minus m, iar pe m îl știm, e 1 minus 1 ori x. Și egal mai departe, cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din aduc la aceeași numitor și vine x pătrat plus bx plus c x pătrat plus bx plus c minus x pătrat că x ori x vine x pătrat minus x pătrat minus x. Deci minus x pătrat minus x totul supra x plus 1. Și egal mai departe, cu limită pentru x tinde la plus minus infinit, din x pătrat cu x pătrat se reduc și vine bx, bx plus c, minus x, totul supra x plus 1. Și egal cu limită, pentru x tinde la plus minus infinit. Plus minus infinit din scoatem pe x în factor comun din bx și minus x. Deci x pe lângă b minus 1. Minus 1, da. Da. Plus c supra x plus 1. Și egal mai departe cu fiind limita la plus minus infinit, scoate pe x factor forțat și face limită pentru x tinde la plus minus infinit din x pe lângă b minus 1 b minus 1 supra nu, b minus 1 atâta, că l-are pe x ăsta b minus 1 plus c supra c supra x x pe lângă
b minus 1 plus c supra x. Și jos scoatem pe x iarăși, x pe lângă 1 plus 1 pe x. X cu x se zice. Și face b minus 1 supra 1 egal cu b minus 1. B minus 1. Asta este limita, b minus 1. Dar cât este dat în problemă? 2. Deci, avem că n egal cu b minus 1 calculat de noi și, pe de altă parte, avem că n egal cu 2. Din aceste două rezultă că b minus 1 egal cu 2, adică b